În seara aceasta o să rog pe Ionuț să stea un pic aici, să fac o rugăciune. Aș vrea să vă citesc jumătate de verset. Cartea Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13, prima jumătate de verset. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Repet. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Predica din seara aceasta este o predică foarte simplă, dar numai Dumnezeu poate să o facă să aibă greutate. Predice pot să fie simple sau complicate, dar ceea ce dă greutate este Duhul lui Dumnezeu. De aceea, fratele Ionuț o să roage ca Duhul lui Dumnezeu să dea greutate și viață și putere acestui cuvânt. Să vă fie folositor. Pentru că dacă nu, ați venit degeaba, ați pierdut și timpul, timpul trece repede. Așa că puteți și dumneavoastră să vă rugați în Duh, în gând, vă rugați și pentru mine, vă rugați și pentru dumneavoastră și rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Fratele Ionuț se va ruga cu voce tare. Vă invităm să ocupați locurile. Dacă pot să reafișez versetul amintit, eu sunt un predicator care nu-mi plac prezentările, nu-mi plac introducerile, așa că o să intrăm direct în subiect. Am un mare defect în seara asta, mi-am luat cutia fără ochelari. De-abia am reușit să citesc această jumătate de verset și chiar am nevoie de Duhul lui Dumnezeu să-mi aduc aminte anumite lucruri, să mi le organizez în minte ca să pot să le desfășor înaintea dumneavoastră. Vă rog frumos să fiți atenți la această jumătate de verset. Și am auzit un glas. Știți că există multe voci și glasuri care merită să fie luate în considerare. Există multe cărți care consemnează ce au spus aceste voci. Și este bine să fie citite. Dar aici zice, am auzit un glas din cer care zicea, scrie. Asta înseamnă că mesajul scris în această carte și consemnat de Apostolul Ioan vine direct din cer. De aceea acesta este un mesaj din cer. Care este mesajul ăsta din cer? Nu vreți un mesaj din cer? Care e mesajul din cer? Ia auziți dumneavoastră care e mesajul din cer. Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor. Eu vreau să vă întreb, există fericire în moarte? Cum adică fericire de morți? Eu știu că fericirea e în viață. Ce fericire în moarte? În seara aceasta, fiecare dintre dumneavoastră, eu n-am venit aici să vă învăț cum să fiți fericiți în viață. Nu-i predica despre asta, dar este predica despre cum puteți fi fericiți în moarte. Toți oamenii aleargă după fericire în viață, dar uită că îmbătrânim ușor, că moartea este un lucru ușor care vine peste noi și e foarte important când mori să fii fericit. Nu vă doriți să fiți fericiți în moarte. Apostolul Pavel zice, pentru mine a muri este un câștig. Zice, mie îmi place să mă mut. Deci există o fericire în moarte. Nu vă place când vine doamna îmbrăcată în negru, că va veni și la dumneatale, cum va veni și la mine, dacă nu va veni Domnul. Când vine doamna îmbrăcată în negru, tu să zâmbești. Spui, bine ai venit. Mă bucur că ai venit. Dumneavoastră puteți înțelege că moartea în Scriptură este descrisă ca regele spaimelor. Adică cum să fii fericit când vine regele ăsta al spaimelor și tremur tot? Ei, dumneavoastră, nu știu dacă vreți să fiți fericiți în moarte, dar se poate. De aceea nu alergați prea mult să fiți fericiți în viață, ci trăiți-vă viața ca să fiți fericiți când muriți. Nu, care-i fericirea asta? Dacă există o fericire, sunt o grămadă de fericiri în Biblie, dar nimeni nu vorbește despre fericirea în moarte, că nu vrea nimeni să moară. Dar uite că există o fericire acolo. Hai să vedem care e fericirea. Ferice de acum încolo de morții care mor cu sacul de bani lângă ei. Nu asta e fericire. Păi pentru ce am lucrat o viață? Am lucrat o viață să adun sacul de bani și când mor să mă uit la sac și să fiu fericit.
Auzi că nu-i fericire în moarte cu sacul de bani, dar poate e fericire de acum încolo de morții care mor într-un restaurant, într-un hotel de 5 stele, lux, confort, grătarul. A murit unul acum în restaurant, nu de mult. Nu e asta fericire? Să mori într-un restaurant, într-un hotel de 5 stele, să te prindă moartea într-un hotel luxos din Dubai. Nu-i fericire asta? Poate ferice de acum încolo de morții care mor într-un iaht pe ocean. Și-au cumpărat iahtul și pe ocean acolo. Sau Mercedes, sau într-un BMW. Dar unde e fericire să mori? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fericirea în moarte depinde foarte mult de direcția în care te găsești când mori. Dacă te prinde moartea în direcția bună, dacă te prinde moartea în locul corect, și locul corect ca să fii fericit când mori nu este cu sacul de bani lângă tine, nu este în restaurant, nu este într-un hotel, nu este într-un BMW, nu este într-un iaht, dar poate fericit de acum încolo de morții care mor în Biserica Baptistă. Nu ziceți, dați din cap așa. Adică nu-i fericit de aia care mor în biserică? Poate eu nu-s, poate fericit de oamenii care mor în Biserica Pentecostală. Ei-s de la Pentecostală, poate e mai fericit la ei dacă mori. Sau poate ferice de morții care mor în Biserica Ortodoxă. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, la moarte, niciunul din lucrurile descrise până acum nu o să vă poată ajuta să fiți fericiți. De auzi ce zice, ferice de acum încolo de morții care mor unde? Nu, asta e fericirea când mori. Să te prindă moartea în poziția corectă, în locul corect, adică în Domnul Iisus. Nu e important dacă mori bogat sau mori sărac. Nu e important dacă mori pe iah sau în religia baptistă. Este important să mori în Domnul. Când ai murit, moartea să te prindă în locul corect. În Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie. Ce ziceți dumneavoastră? Vreți să fiți fericiți? Dar de ce în Domnul? Ce este în Domnul? Că dacă te prinde moartea în Domnul, ești fericit în moarte și trăiești pentru veșnicie. Ce este în Domnul Iisus? E foarte important să înțelegeți ce este în Domnul Iisus. În Domnul Iisus există o neprihănire care te califică pentru veșnicie. Numai în El. De aceea toată lupta diavolului pentru viața dumitale este să nu ajungi în Domnul și dacă ai ajuns în Domnul, se luptă să te scoată din Hristos. Pentru că ăsta e elementul de bază în creștinism. În Iisus Hristos. Și diavolul se va lupta nu să n-ajungi într-o religie, ci să n-ajungi în Domnul. Înțelegeți dumneavoastră? E foarte important lucrul ăsta. Pentru că numai în Hristos, nu în Biserica Baptistă, Pentecostală, Ortodoxă, Catolică, numai în Domnul Iisus Hristos există o neprihănire care te califică pentru cer. Cum vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să mergeți în cer? Și eu vreau. Numai că trebuie să știți ceva. Cerul este un loc fără păcat. Sunteți de acord cu mine? Deci cerul este un loc fără păcat. Și trebuie să înțelegeți, dacă vreți să ajungeți în cer, trebuie să fiți fără păcat. Deci trebuie să înțelegeți, niciun om nu poate intra în cer cu păcat. Trebuie să fii fără păcat. Pentru că Biblia spune nimic întinat, nimic spurcat, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, dumneatale, dacă vrei să ajungi în cer, trebuie să fii fără păcat. Îmi permiteți o întrebare, este vreunul aici? Fără păcat. Că a fost unul într-o adunare și când l-a întrebat slujitorul, e cineva aici fără păcat? El a ridicat mâna. Și ăsta nu s-a așteptat predicatul. Zice, dar dumneatale chiar n-ai păcătuit niciodată. Cum, domnule, n-ați mințit niciodată în viață? Și zice, păi și asta e păcat. Am văzut că păcat să violezi, să omori, să dai foc. Dar cum să nu mint? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, este surori aici, Domnul să vă binecuvânteze. Ați bârfit vreodată? Adio cer, la revedere. Locul dumneavoastră nu e acolo. Ați vorbit de rău? Bărbații, sunteți lacomi. Ochii ăștia s-au uitat vreodată unde nu trebuie.
Cerul nu este pentru dumneavoastră, nici pentru mine care avem păcat. Cerul este pentru un om fără păcat. Păi și ce-i de făcut că Biblia zice toți au? Păi ne taie șansa, nu avem nicio șansă niciunul dintre noi, că suntem baptiști, penticostali, ortodoși, catolici. Nu avem nicio șansă să ajungem în cer, pentru că în cer se poate ajunge doar fără păcat. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu se poate prin fapte ajunge în cer. Pentru că faptele dumneavoastră bune nu vă califică să ajungeți în cer pentru că nu absolveți faptele dumneavoastră rele. Dacă aveți o faptă rea și 99% bune, nu puteți ajunge în cer datorită acelei fapte rele. Pentru că nimic întinat, nimic atins, nimic spurcat, nimic cu păcat, dacă ai un păcat, nu poți ajunge în cer. Cerul este ca o facultate unde se intră numai cu 10 la toate materiile. Adică dacă vrei să ajungi în cer pe baza faptelor tale, pe neprihănirea ta, atunci trebuie să ai 10 la toate materiile. 10 la gândire, 10 la privire, 10 la vorbire, 10 la trăire, 10 la umblare. Aveți? Deci înțelegeți? Faptele noastre ne descalifică, adică nu putem în fapte să fim fericiți. Eu știu că dumneavoastră știți povestea asta cu cântarul, că dacă faptele alea bune sunt mai grele decât alea rele, atunci ne ducem în cer. Dacă alea rele sunt mai multe decât alea bune, ne ducem în iad. Nu e adevărat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, oamenii care sunt acum în pușcărie, pentru ce sunt? Păi s-ar putea 90% din viață să facă fapte bune. Și odată s-a îmbătat și el, odată o pum sau cu sticla unul în cap și l-a omorât pe unul. Pentru ce e în închisoare? Dar ăia din închisoare nu știu faptele bune, interesează? De ce e în pușcărie? Că poate a făcut mai multe fapte bune decât rele. Pentru că el nu face pușcărie pentru faptele bune, el face pușcărie pentru ce? Dar spuneți dumneavoastră, dacă dumneavoastră mergeți cu mașina 50, limită, 70, 90, și odată treci prin Sibiu, te grăbești și tu și ai trecut pe roșu sau ai trecut cu 100 prin oraș și te oprește poliția. Și tu spui, domnul polițist, vă rog frumos să luați în considerare că 99, acum am greșit odată. Deci ăla zice, bă, dar te-o registra radarul. 10 milioane amende. 6 puncte luate. Ăla nu-l interesează faptele bune. Foarte bine că le-ai făcut. Dar tu ești condamnat pentru fapta rea. Așa că dacă unul dintre dumneavoastră nu are 10 la gândire, nu are 10 la privire, nu are 10 la vorbire, la trăire, nu se poate califica prin fapte pentru cer. De aceea zice, nu prin fapte. De ce? Ca să nu se laude să zică eu, cum a zis bărbatul ăla, eu, nu pot să zici, eu mă pot califica pentru cer pe baza faptelor mele. Nu se poate. A, s-ar putea să ai domenii de 10 în viață, dar ai și corigențe. Și pentru corigențe te duci în iad. Era, cred că fratele Negrus povestea lucrul ăsta mai demult, era un domn care cu doamna, i-a apucat foamea pe drum, mergeau cu mașina și au tras așa la un fast food care era pe închidere, dar încă mai servea la geam. Și era ultima mașină și domnul și-a comandat 2 hamburgeri. Și doamna angajata care prepara hamburgerele, atunci făcea caseria. Și-o băga banii în 2 plicuri de hamburger. Și l-a pus deoparte și a vrut să-l servească pe om. Și-a făcut 2 hamburgere și l-a pus în astea și din greșeală a luat un hamburger și unul cu plicul cu bani, care erau bani în el și-a dat. Ăștia au plecat pe drum, când să mânce, bani. Zice, bă, hai, zice ăsta, zice că doamna, noi suntem niște oameni corecți, cinstiți, noi. Femeia asta va avea probleme din cauza noastră. Mergem înapoi și restituim bani. S-au întors înapoi, au venit imediat, era deja patronul, voia să o dea afară pe angajată și domnul zice cu doamna, zice, vă rog frumos să nu faceți așa ceva, pentru că am venit să ducem bani înapoi. Și ăsta când vede patronul, zice, băi, acum pun mâna pe telefon și chem televiziunea. Să vină televiziunea să vadă că în țara asta sunt oameni corect și cinstiți. Și zice, vă rog frumos să nu chemați. Păi, și doamna care e lângă mine nu-i nevastă mea. Și e amanta mea. Cum să mă vadă toată țara?
Observați, el într-un domeniu avea 10, au adus bani înapoi. Era corect, era încins, dar cu drăguța de mână. Nu merge. Deci trebuie să ai 10 peste tot. Poate că ai un suflet bun. Zice, băi, are un suflet bun. Și într-adevăr, poate ai un suflet bun. Poate faci fapte mai mult ca alții. Poate ești de nota 10 în anumite domenii, dar în altul ești corigent. De aceea nu te poți califica pentru cer. E, dacă vrei să mergi în cer, trebuie să fii fără păcat. E, ce se întâmplă? În Iisus Hristos, în Domnul Iisus Hristos, există o neprihănire care te califică pentru cer. Cum e neprihănirea asta în Hristos? Noi să știți că s-a vorbit despre Hristos în seara asta, Hristos a murit pe cruce și a curs sângele. Și acum gândiți-vă, eu care am păcate, dacă sângele Domnului Iisus Hristos în seara asta curge peste păcatele mele și mă spală de toate păcatele, cum rămân eu? Deci gândiți-vă, acum sângele Domnului Iisus trece peste toate păcatele mele și spală toate păcatele mele, cum rămân eu? Fără păcat. Vi frică să ziceți. Ziceți că rămâi curat, dar rămâi fără păcat. E când sângele Domnului Iisus Hristos trece peste viața ta, spală toate păcatele și tu rămâi fără păcat. Și ți se transferă, dacă ești în Hristos, neprihănirea Lui. Cum a fost Hristos? A avut vreun păcat? O putut cineva să dovedească care păcat? E toată starea aia, poziția asta de neprihănire care te califică pentru cer, trece asupra ta când sângele Domnului Iisus Hristos te curăță de orice păcat. Pune dacă poți 10 cu 3 romani, ca să vedeți aici ce spune Apostolul Pavel, Roman 10 cu 3. Deci, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în Iisus. Oamenii nu vor neprihănirea asta, dar vor în cer, vor să califice cumva. Ce au făcut? Au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Deci oamenii nu vor să primească această neprihănire care este în jertfă, în sângele Domnului Iisus, și încearcă să se califice pentru cer prin neprihănirea lor, prin faptele lor. Și Apostolul Pavel, dă-i la versetul 2, de ce zice? Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar ce înseamnă râvnă fără pricepere? Înseamnă că omul e râvnit pentru Dumnezeu, vrea să facă bune, vrea să ajungă în cer, vrea să se califice pentru cer, dar n-are ce? N-are pricepere. Ei, când Duhul lui Dumnezeu vine, te luminează că tu nu poți, nu ești capabil, dar primești ceva făcut de Dumnezeu, slăvit să fie El. Și sângele Domnului Iisus te curățește de orice păcat, tu rămâi curat, fără pată, fără păcat și dacă mor în momentul ăsta, unde mă duc? De ce? Pentru că mi s-a transferat în Hristos starea Lui de neprihănire. De aceea numai în Hristos există o neprihănire care te califică pentru cer. Este neprihănirea Domnului Iisus. Și în momentul când tu intri în Hristos, ți se oferă această neprihănire. Și pe baza acestei neprihăniri, tu ești considerat ca poziție sfânt, desăvârșit, perfect, neprihănit. Nu o să înțelegeți? Fără să faci nimic. Fără nici o faptă. Ești declarat sfânt, desăvârșit, perfect, neprihănit. Adică Dumnezeu te vede, dacă ești în Hristos, cum îl vede pe Fiul Lui. Cum îl vede pe Fiul Lui? Exact așa te vede pe tine. Și asta ca poziție ți se transferă ție, binecuvântat să fie. Dar acum trebuie să mai înțelegeți, dă-i înapoi la Apocalipsa 14 cu 13, ce mai este în Hristos? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în Hristos nu este doar curățirea asta de păcate și o transferare a neprihănirii care te califică pentru cer, că dacă mori acum, să mergi în cer. Dar vreau să vă întreb, dacă nu mor și trebuie să mă duc acasă, să mai trăiesc o săptămână, ce fac? Ei, problemele tale de viață sunt rezolvate tot în Hristos.
Deci, dumneatale, dacă mori în Hristos, ți se dă o stare de neprihănire care te califică să ajungi în rai, binecuvântat să fie Domnul, dar dacă mai trăiești pe pământ, ți se dă tot în Hristos, că zice, pot totul unde? Deci tot în Hristos ți se transferă o putere ca mâine să trăiești în fapt ce ai fost considerat în drept. Acum noi în drept, prin neprihănire, prin sângele Domnului Iisus, suntem considerați sfinți, neprihăniți, perfecți. Dar eu am în mine o fire păcătoasă și eu n-am nicio șansă să trăiesc potrivit cu starea care am primit-o, cu neprihănirea care am primit-o. De aceea Domnul rezolvă și problema care îmi dă putere să duc în fapt ce am primit în drept. De aceea în Hristos există și putere ca să trăiești viața în neprihănire. Dar asta va fi un proces până ajungi sus la desăvârșire. Dar îți dă putere, îți dă putere, îți dă putere ca să trăiești această stare care ți-a fost dată. Cum vine asta? Exact cum, uite, te uiți la Ionuț și vezi, nu i-am dat eu costumul, dar să presupunem că i-am dat eu costumul. El nu a plătit nimic, nu a muncit nimic, eu i-am dat costumul. Dar el n-are putere să le păstreze curate. Și atunci tot eu îi ofer sursa de putere. Asta face Dumnezeu, ne dă hainele neprihănirii, dar ne ajută și în fapt să trăim. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, de ce credeți dumneavoastră că vin mulți prieteni aici sau în altă parte și zic, m-aș pocăi și eu, dar mi-e frică de ce? Dar dumneavoastră credeți că el nu știe de Iisus? El știe ce are în el o fire păcătoasă. Zice, bă, eu degeaba vin aici și spun Iisus, Iisus, Iisus și eu știu mâine de ce-s capabil, știu ce am făcut azi noapte, știu ce umblu, unde mă uit, toate lucrurile astea. Înțelegeți? Și atunci este nevoie din partea lui Dumnezeu, dar asta e tot în Hristos putere. De aceea dumneavoastră, dacă intrați în Hristos, nu vi se dă doar iertare de păcate, ci vi se dă și putere peste păcat. Nu trebuie să vă fie frică că așa cum primiți iertarea, primiți și puterea. Oamenilor frică, zice, bă, dar cum să vin? Că dacă mâine, cine știe? Nu! Tu vei primi putere împreună cu iertare. Binecuvântează fie El. Amin. Și asta e tot în Hristos, pot totul care mă întărește. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă aveți un copil și în fața casei să facă analizări și sunt grup și dumneavoastră tot îl înveți pe copil, bă, nu te duci acolo, că ai să cazi în groapă. Și copilul nu te ascultă, e răzvrătit, nu te ascultă, îți duce și cade în groapă. Și de acolo, din groapă, strigă, tati, tati. Și tu fugi repede afară și zice, fiule! Și copilul din groapă zice, tati, nu te-am ascultat, am greșit, iartă-mă. Și tatăl se uită la copil în groapă și zice, fiule, te-am iertat, la revedere. Ăsta-i tată? Spuneți dumneavoastră, ăsta-i tată? Dar ce face un tată adevărat? Dacă fiul strigă din groapă, am greșit, iartă-mă, ce face tatăl? Nu mă iartă? Zice, fiule, te-am iertat și pleacă, dar ce face? Dumneavoastră să înțelegeți, semnul că Dumnezeu te-a iertat de păcate este că te scoate din păcat. Și nu mai domnește păcatul peste viața ta. Înțelegi? Asta e o putere a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ca tată nu-ți dă numai iertare și te lasă în groapă, în păcat, să biruie păcatul asupra ta, ci te scoate din groapă, nu semnează că nu mai păcătuiești niciodată. Dar nu vei mai trăi o viață în păcat, că ești scos de acolo. Dacă trăiești o viață în păcat, n-ai fost mântuit, n-ai fost iertat. Nu există în Biblie iertare fără eliberare. Nu există așa ceva. Păi gândiți-vă la femeia aia care o adus-o în fața Domnului Iisus prinsă în preacurvie. Ce i-a spus Domnul Iisus? Primul lucru care a spus, zice, du-te, nici eu nu te iert. Și atât? Ce i-a mai spus? Ce, du-te? Păi dar eu sunt capabil? O fost capabilă femeia aia? Cum? Prin puterea Lui. Deci semnul că ești iertat, este că ești scos de sub puterea păcatului. Nu înseamnă că nu te mai atinge, nu înseamnă că nu mai faci un accident,
Nu însemnează că nu te mai julești câteodată de el, dar nu mai trăiești o viață în păcat. Există o ilustrație care nu e chiar atât de comodă în biserică, dar reprezintă adevărul ăsta. Știți care e diferența între pisică și porc? Pisica, pentru că are o natură, felul ei de natură, nu poate să stea în gunoi. Dar poate cădea în gunoi. Dar ea când a căzut în gunoi, pisica ce face? Miaună, țipă, urlă, plânge, nu poate suporta. Și când ai scos-o de acolo, primul lucru care îl face pisica, așa face. Oh, că nu m-a plăcut. Și cu limbuța ce face? N-am luat un porc și spălați-l cu Ariel și dați-i drumul. Unde se duce? El se duce și cum face? Și aseară, ai ce am făcut aseară. Vai, zice. Înțelegeți dumneavoastră care e o diferență? Eu nu sunt omul care aș vrea eu să fiu. Nu sunt nici măcar omul care îl dorește Dumnezeu să fiu. Dar ăla din păcat nu mai sunt. Am fost eliberat din lume, am fost fotbalist, am fost pe teren de fotbal, în cantonamente, în hoteluri, în restaurante, în chefuri. La mine, dacă auzeam muzica populară, se ridica părul. Puteam să închid discoteca dimineața. Deci cineva m-a scos de acolo. Dar asta nu însemnează că câteodată când trec pe undeva și cântă unul la torogoată, nu mă țâcură un pic. Da. Iar vrei să mă... Pentru că ce vrea satana? Dacă ai ajuns în Hristos, ce vrea acum? Să luptă? Să te scoată de acolo. Și îți dă niște prăjituri care ți-au plăcut înainte. Înțelegeți? Ca să te prindă. Doamne, ai milă de noi. Dar tu primești iertarea lui Dumnezeu în Hristos și primești și eliberarea de păcat. Dar vei mai greși, vei mai avea accidente. Eu, de exemplu, am vreo 20 ceva de ani, 30 de condus cu mașina și am avut vreo 2-3 accidente în 20-30 de ani. Am făcut niște accidente. Dar acum, dacă în fiecare zi dau în câte un pom și în câte un om și mă prinde poliția și zice, domnule, dar dumneavoastră nu sunteți ăla care ați dat ieri într-un? Ba da. Și alaltă ieri, n-ați dat? Ba da. Și eu zic, e cu neputință să nu dau în câte unul pe zi. Mă lasă poliția să circul pe drum. Deci fraza asta care noi o rostim, e cu neputință să nu păcătuim, asta a fost de-aite. Acum pot! E cu neputință să nu vină prilejuri de putere. E cu neputință să trăiesc o viață desăvârșită. Dar vreau să vă întreb, puteți trăi un minut fără păcat? Nu. Și atunci nu mai puteți trăi și pe al doilea? Și pe al treilea? Și la al cincilea minut s-ar putea să ai un accident. Dar patru, n-ai greșit. Numai al cincilea. Dar când capul tău e numai la păcat, 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 viața ta e numai în păcat, e cu tot altceva. Dar de aceea, dacă sunteți prieteni în seara aceasta, trebuie să înțelegeți locul potrivit ca să fii fericit în moarte. Nu în Biserica Ortodoxă, nu în Biserica Baptistă, nu în altă biserică. Este în Iisus Hristos. Ce este în Iisus Hristos? O neprihănire care mă califică pentru cer și o putere care mă ajută să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Dar voi mai greși. Se spune despre un azil de nebuni că își trata pacienții și în timp ce le dădea tratament, le dădea tratament un timp îndelungat, câteva luni, și după aia, după tratament, le dădea un test să vadă dacă își reveniseră sau nu. Știți care era testul? Se ducea unul din personal și dădea drumul la robinetul de la apă, să curgă apă în ghiuvetă, înfunda ghiuveta și apa se ducea pe jos. Și le dădea la bolnavi un mop și o găleată. Zicea, ștergeți apa de pe jos. Acum, dacă bolnavul psihic își revenise, ce făcea prima dată? Închidea robinetul, că dădea, bă, tot dai cu mopul dacă nu-i robinetul închis. Ei, asta e problema la noi. Noi suntem cu mopul și cu găleata. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că trebuie închis și robinetul? Deja mă vin, Doamne, iartă-mă, 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 de ce să mă ierte? Ca să fac altele? Dumnezeu mă iartă ca să mă scoată de acolo. Binecuvântat să fie El.
De aceea, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în fiecare dintre noi este o fire păcătoasă și robinetul de la firea asta nu-l poate închide nimeni. Absolut nimeni. Nici dumneata, nici eu. N-avem putere asupra păcatului. Trebuie să vină Dumnezeu să închidă robinetul și să facă curățenie. Deci nu-i numai curățenie. Pentru că degeaba spală păcatele dacă eu n-am putere asupra păcatului. Ce o să fac mâine? Iar păcate. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în Hristos este și o stare de neprihănire care te califică pentru cer, dar și o putere, dacă nu mori acum să te duci în cer, să trăiești viața, dar să nu mai trăiești în păcat. Asta nu înseamnă că nu vei greși, dar vei învăța, vei vedea, dar nu poți să stai în păcat, să trăiești în păcat. Adică nu suporți mediul ăla. Doamne, ai milă de noi. Nu. Partea finală. Vreți să intrăm în Iisus Hristos? Păi dacă aici ai fericirea, dacă aici ai neprihănirea care te califică pentru cer, aici ai puterea care te ajută în viață să birui păcatul, în Hristos, n-ați vrea să intrăm în Hristos? De ce? Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Diavolul, dacă vrea să înșele un om, îi pune o religie în brață și îl înșela pe viață. Cei mai înșelați oamenii sunt oamenii care mor într-o religie. Și zic, acum m-am născut? Păi dacă m-am născut baptist, cum vreau să mor? Dacă m-am născut penticostal, cum vreau să mor? Dacă m-am născut ortodox, cum zice? Cum m-am născut? Nu vreau să-mi schimb religia, nu vreau nimic. Dar la moarte lucrurile astea nu te mai ajută. La moarte este o întrebare pentru dumneata. Ești în Hristos sau nu ești în Hristos? Acum vreau să vă întreb, vreți să fim în Hristos? Eu nu vă întreb dacă vreți să fiți în biserica baptistă sau ortodoxă sau penticostală. Vreți să fiți în Hristos? Na, în Hristos se intră într-o singură formă care are două căi. Da? Care sunt căile prin care intri în Hristos? Prima cale prin care intri în Hristos, de fapt, amândouă sunt o cale, dar sunt două lucruri care te duc în Hristos. Unul dintre ele se numește credință. Trebuie să crezi. Trebuie să crezi că în Hristos este neprihănirea asta. Trebuie să crezi că în Hristos este puterea asta. Nu poți să intri, să te așezi în Hristos, numai dacă crezi în El. De aceea zice, cine crede în El are viață veșnică. Cine crede în El primește putere. Păi cum vine Duhul Sfânt? În urma la ce? Auzi, crezi și vine puterea. Auzi, crezi și vine neprihănirea. E, dacă tu nu vrei să crezi, ci vrei să te forțezi tu să faci anumite fapte, e treaba dumneata, dar nu să te califici. De aceea, prima dată, Dumnezeu îți arată că singura șansă ca să intri în Hristos este credința în El. Dragilor, credință nu însemnează să faci ceva, ci credință însemnează să primești ceva făcut. Nu înseamnă să faci tu ceva, pentru ce a mai făcut El. Deci a crede în ce a făcut Iisus însemnează să iei lucrurile care le-a făcut El gratuit, fără nicio plată. Cum zice, mântuirea ni s-a dat cum? Crezi asta? Crezi tu că în seara asta Domnul Iisus poate cu sângele Lui să te spele de orice păcat și să fii fără păcat? Crezi tu că Domnul Iisus și în El există putere să trăiești o viață biruitoare? Credința. Ce fără credință este cu? Și credință nu însemnează să faci tu ceva, ci însemnează să primești ceva făcut de El. Gândiți-vă la femeile care s-au dus în dimineața învierii, ele au cumpărat miruri, mirezme, să facă ceva pentru trupul Domnului Iisus. Când au ajuns acolo, surpriză. Totul era făcut. Nu trebuia să facă ele nimic. Ce trebuia să facă ele? Să primească învierea. Să primească harul vieții. Ia gândiți-vă dumneavoastră, ce poate face, ce ați făcut dumneavoastră ca să vă nașteți? Ce ați făcut ca să vă nașteți? Nimic n-ați făcut. Și de ce trăiți? Pentru că există niște părinți care vă dau viață.
E tot așa, în momentul când crezi, vine viața spirituală, te naști din nou. Nu e ceva de la tine, e ceva de la Dumnezeu, tu trebuie să crezi. Eu tot pun întrebarea asta, vă pun și dumneavoastră. De ce copiii de 3-4 ani nu au depresie? Și de ce maică sau de 30 cu taică sau de 40 au? Care e diferența? De ce copiii n-au depresie, părinții au? E foarte simplu. Copiii au credință în părinți. Și vreau să vă întreb, ce face un copil, copilul dumneavoastră, dacă are 4 ani, ce face ca să mănânce mâine? Ce face? Nici nu-i pasă, auzi. Numai mâncă. Mâine mănâncă. Asta e credință. Adică Dumnezeu a făcut ceva pentru tine și tu mănânci. A crede înseamnă a mânca. Adică a consuma ce a făcut Hristos să intre în tine. Și credința ta te-a mântuit, te-a salvat. Peste tot este. De aceea trebuie să ne facem ca niște copii care să avem credință și să mâncăm tot ce a făcut Hristos pentru noi. Binecuvântat să fie. Ia duceți-vă dumneavoastră cu un copil de ăsta de 4 ani, duceți-vă în mall. Și în mall vă ascundeți după un colț și lăsați pe copil singur. Ce face copilul? Zice, bă, ce bine că am scăpat de taică. Acum mă duc și fac ce vreau eu, mănânc ce vreau eu, mă joc, așa face? Dar ce face? Plânge, țipă, după cine? Și când apare taică-su, se aruncă în brațele lui și tatăl îi cumpără mâncare, haine și jucării. Deci treaba noastră este prin credință să ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu. Să căutăm fața lui și el prin credință ne va da putere peste celelalte. Binecuvântat să fie el. Deci calea ca să intri în Hristos este credință. Și a doua, am lăsat-o la urmă, că dacă nu vă place și mă izgoniți prea tare, să fie măcar la sfârșit, să nu fie pe la jumătate. A doua unită cu credința se numește pocăința. Ăsta era mesajul Domnului Iisus a Sfinților. Pocăiți-vă și credeți. Pocăiți-vă și credeți. Pocăiți-vă și credeți. Căci împărăția cerului este aproape. Ce trebuie să faci? Pocăiește-te și crede că asta e metoda să intri în Hristos. Prin credință și prin pocăință. Vreți să vă pocăiți? Dar cum e aia să ne pocăim? Dar ce înseamnă pocăință? Dragilor, pocăința însemnează să recunoști că ești în faliment. Că tu nu poți să te califici pentru cer. Da? Și prin asta să strici imaginea ta, adică să nu-ți mai pese de imaginea ta. Ei, cea mai mare tragedie pentru care omul nu se pocăiește este tocmai lucrul ăsta. Că noi ne-am construit o imagine în societate, în familie, la serviciu, la biserică, și în momentul când ne pocăim, imaginea asta se degradează. De-aia oamenii nu se pocăiesc, pentru că pocăința te degradează în imagine. Zicea cineva într-o adunare, zice, mă pocăiesc și eu, dar zice, să nu știe nimeni. Acum eu vreau să vă întreb, de ce voia să se pocăiască să nu știe nimeni? Pentru că își pierdea imaginea. Poate ai un serviciu, poate ești la o școală, poate ești undeva și dacă te pocăiești și aud ăștia că mâine tu în seara asta te-ai pocăit, ce zic? Ce zic la școală? Ce zic colegii? Ce zic la locul de muncă? Băi, te-ai pocăit, mă, că m-am pocăit eu de la fotbal. O zic către mine, băi, te-ai dus cu moșul și cu babele acolo, mă. Toți oamenii răi și prăpăgiți și nenorociți. Zic, da. Pentru dacă eu nu-mi stric, trebuie să văd și eu, asta e imaginea mea. Un stricat, un bandit, un nenorocit. Ei, noi nu vrem să ne stricăm imaginea. De-aia ne-am pocăit și noi, dar să nu știe, ce lasă frate, că mă pot pocăi acolo. Eu cu Dumnezeu în inima mea. Nu se poate. Pocăința și credința trebuie exprimate. Și finalizăm cu asta, cu ce se...
cum se exprimă pocăința și credința. Prima dată vedem dacă de crezut credeți, nu? De pocăit, vreți să ne stricăm imaginea. A fost un frate într-o adunare și acum mai există adunări care zic că dacă bei un păhărel, n-are nimic. Și fratele ăsta le-a băut pe toate odată. Și bineînțeles că frații s-au consemnat, s-au dus și când s-au trezit el dimineața de-n pat, frații acolo lângă el. Și el când a văzut pe fraților, am păcătuit, am greșit, dar vă rog eu frumos să nu știe nimeni. Și frații zice, băi, ce-au adus cu roaba prin mijlocul satului, mor de beat, ce-au văzut toți. Dar el tot asta avea, să nu știe nimeni. Bă, să nu știe nimeni că ne pocăim. Mai bem, mai vumăm, mai tragem cu ochiul, mai noaptea, mai pornografie, lăcomie, bârfă, clevetire. Ne pocăim, frate, ne pocăim. Dar să nu știe, dumneavoastră ați fi uluiți dacă eu aș întreba în sala asta câți consumă pornografie. Și să fie sinceri. Imagini care sunt indecente, care nu-i cu soția lor sau nu-i cu soțul lor. Dar să nu știe, nu știe nimeni. Răutate, mânie, certuri. Ne păruim acasă și venim aici și când intrăm cu soția, pacea Domnului, pacea Domnului. Să nu știe nimeni. Măi, câte un copil de la mic care el mai spune adevărul. Și spui, bă, fii atent, să nu spui nimic ce-i în casă, mă. Că a fost un copil când a venit un prieten la taică, s-o zice către taică, s-o pocăit. Zice, tati, vă aduc o bere? De unde știa? Copiii sinceri, ei, dar noi să nu știe. Deci vrem o pocăință să nu știe nimeni. Nu se poate. Pocăința trebuie exprimată și credința. Uite, dumneavoastră, de exemplu, știți, ați auzit de Saul, regele Saul. El a avut o pocăință de să nu știe nimeni. A venit profetul în culise, poporul stătea afară și regele trebuia să iasă cu autoritatea religioasă lângă el și să se închine. Numai că prorocul în spate, în culise, i-a zis, Domnul te-a lepădat, te-a lepădat cuvântul Domnului, Domnul te lepădă. Știți ce a zis Saul? Zice, am păcătuit. Am păcătuit, iartă-mi păcaturi, dar te rog, ieși cu mine în fața poporului și cinstește-mă să nu-mi degradezi imaginea în fața poporului. Și Samuel în spate zis numele. Știți ce a făcut asta, cum s-a pocăit? O tras cu pana și o rupt-o. De ce? Pentru că nu voia să strice imaginea în fața lui. Eu vă întreb, dacă Saul ieșea în fața poporului, spunea, băi, oameni buni, am prorocul aici lângă mine să vă spun adevărul. Dumnezeu m-a lepădat, s-a terminat cu mine. Dar uite, stau acolo, mă duc în spate, nu mai sunt regele vostru. Dacă vreți, mă scuipați, mă călcați în picioare, poate Dumnezeu va avea milă de mine. Ar fi avut milă Dumnezeu de el. Dar dacă a vrut o pocăință să nu știe nimeni ca să nu strice imaginea, cum a sfârșit-o? În fericire? De-aia gândiți-vă la celălalt rege cu numele David. A păcătuit, a curvit, a omorât un om. Numai că o luat, o scris niște cântări cu păcatul lui și le-a trimis la dirijorul de la templu și a zis, cânți în fața oamenilor păcatul meu al regelui și eu voi fi de față. Să mă calce, să mă scuipe, să merg de sculți, să mă alunge, să mă prigonească. Poate Dumnezeu va avea milă de mine. O a avut Dumnezeu milă de el. Dumneavoastră cum vreți? Ca Saul sau ca David? E, dacă vrei să mori în Domnul, nu poți să ai o pocăință să nu știe nimeni și o credință neexprimată. Dar acum vreau să finalizez. Cum se exprimă pocăința și credința? Foarte simplu. Nu? Dumneavoastră știți versetele astea. Deci, pocăiți-vă, le-a zis Petru, nu eu. Pune fapte 2 cu 3, 7, că poate
Sunteți unii care credeți că vorbesc de la mine. Asta n-am spus-o eu, a spus-o Petru și Petru a fost mai sfânt ca mine și ca dumneavoastră. Și după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă, au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Mai departe. Ce să facem? Să mergem la biserică, să mergem la preot, la păstor, la mănăstiri, să facem fapte bune, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și exprimarea pocăinței cum e? Fiecare din voi să fie, vă rog frumos să observați, botezul în toate cazurile biblice este după pocăință, nu înainte de ea. Pentru că botezul este exprimarea pocăinței tale. Nu poate să nu știe nimeni. Trebuie să exprimi pocăința ta, nu printr-o ridicare de mână. Nu că mi-ești în față, e foarte bine, că e un act al predării. Dar exprimarea pocăinței tale este în botez. Acolo exprim că îți pare rău, regreți viața trecută. Tu ai avut-o în interiorul tău pocăința, dar o exprim public în afară. Dacă n-a fost pocăința în interior, ce se exprime botezul? La fel, zice Marcu cu 16, cu 16, sau cât e acolo. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci observați, botezul este după ce? După credință, adică este mărturisirea credinței tale. Deci botezul care este făcut fără pocăință și fără credință în interiorul tău, nu este validat de Dumnezeu. Chiar dacă e făcut în Biserica Baptistă, chiar dacă e făcut în Biserica Pentecostală, chiar dacă e făcut în Biserica Ortodoxă, Dumnezeu nu a validat botezul tău pentru că nu ai exprimat ceva în interior. Deci prima dată sunt lucruri care se petrec în interior și apoi în exterior. În interior este credința și pocăința și în exterior mărturisesc credința și pocăința într-un botez. Luați toate cazurile din Biblie care le aveți. Gândiți-vă dumneavoastră la Saul, de exemplu, prigonitorul ăsta creștinilor. Dintr-o dată a avut o experiență. Apare o lumină. Cine ești? Iisus, pe care îl prigonești. A crezut în el, s-a căit și după aceea ce a făcut? S-a botezat. Gândiți-vă la Famen, ministrul de finanțe al Etiopiei, când mergea și s-a dus Filip după car și l-a ajuns. Și înțelegi tu ce citești? Nu, dar numai dacă mă călăuzește cineva. Și îl îndreaptă spre Iisus, 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 trebuie să fii în Iisus, în Iisus. Și după aia ajung la o. Dar de unde știa el că trebuie să boteze? Păi i-a spus-o Pavel. Și zice, ce să faci? Zice, dacă crezi, se poate să te botezi. Dar dacă nu crezi, poți să te botezi. Da, dar nu se pune. Deci dacă n-ai avut o credință în Fiul lui Dumnezeu, care te-a iertat, ți-a dat starea de neprihănire, care ți-a dat putere, dacă n-ai avut moment de pocăință, să-ți regreți că nu ești capabil să ajungi în cer prin forțele proprii, ci ești în faliment și în eșec, botezul nu este validat de Dumnezeu. Deci vă rog foarte frumos, uitați pentru câteva minute în seara asta că aveți o religie și gândiți-vă că avem un Dumnezeu. Și nu este doar un singur Dumnezeu, ci este și un singur mijlocitor. Noi toți zicem, un singur Dumnezeu, toți avem un singur Dumnezeu, da, dar este și un singur mijlocitor. Cine e mijlocitorul? Dar de ce numai Iisus? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegi, mijlocitorul între Dumnezeu și om care te poate salva, trebuie să fie și Dumnezeu și om. Numai ăsta poate fi mijlocitor în mântuire. Bineînțeles că noi putem mijloci, să fim mijlocitori în rugăciune unii pentru alții. Dar în perspectiva mântuirii există un singur mijlocitor, cel care poate fi și Dumnezeu și om. Acum vă întreb, apostolul Pavel a fost și Dumnezeu și om? Dar ce a fost? Îngerii sunt și Dumnezeu și om? Deci nu ne pot mântui. Petru a fost și Dumnezeu și om? Deci sfinții, pentru că n-au fost și Dumnezeu și om, nu pot fi mijlocitori. De aceea, singurul mijlocitor în care trebuie să intri, în care te legi de Dumnezeu, este Iisus. Și în Iisus intri prin credință și prin pocăință.
Și atunci primești o stare de neprihănire a lui Iisus și te califică pentru cer fără faptele tale. Dar primești și putere de mâine prin faptele tale să dovedești că ești alesul lui Dumnezeu. Vreau să închei. Avem un frate scump, fratele Marius Cruceru, el este la Oradea. Și fratele Marius Cruceru a avut un alt frate și au stat prin Ploiești. Da? Și nu mai știu exact cum îl chema pe fratele lui, dar spunea și mărturisea el, zice, fratele meu a crescut în biserică, tatăl nostru era păstor. Și avea auz absolut. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă auz absolut. Înseamnă că orice sunet faci, știa să pună notă. Și talentul ăsta l-a făcut să ducă în lume, să-și facă grup, trupă și a plecat în lume. N-a mai vrut să audă de Dumnezeu, de pocăință, de nimic. Deci Marius îi mai spunea câteodată despre pocăință și zicea, bă, dacă mai cași gura și mai vorbești despre pocăință, te-am scos afară din casă mea. Dar zice, mama tot ne îndemna, rugați-vă pentru el, rugați-vă pentru el. Și gândiți-vă că a plecat pe la 17 ani și la 58 de ani, zice, nu vorbeam cu el decât înainte de sărbători. Și înainte de sărbători vorbesc cu el și când se închide, zice, auzi, Marius, nu închide. Păi, ce vreau să spun ceva. Ce? Mâine mă duc la biserica noastră. Cum la biserica noastră? Păi asta a fost acum 17... De la 17 ani înapoi, cum te duci la biserica noastră? Ce mâine mă duc la biserica noastră? Peste o săptămână. Zice, Marius, am primit un mesaj pe telefon în care cineva îmi scria, zice, măi, cineva cu numele Cruceru are vreo legătură cu familia voastră? Păi zice, o venit în fața bisericii cu costumul ud de plâns. Atât o plâns de uda costumul. Și au venit în fața bisericii și zice, băi, oameni buni, tatăl meu a fost păstor aici. Mi-am bătut joc de voi. Mi-am bătut joc de credință, de Dumnezeu, de părinți. Mă puteți primi înapoi? Mărturisea fratele Mariu, zice, n-am văzut în viața mea un om mai schimbat ca fratele meu. Primise iertare și putere. Pentru că a avut curajul să-și exprime credința și pocăința public și apoi la botez. Deci au mai trecut vreo 2 ani și au făcut un grup de copii, probabil orchestră în biserică, și la o slujbă au zis, fraților, au cântat câteva cântări cu copiii, zice, vreau să cânt și o cântare. Și au cântat cântarea asta, vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi. Și s-au dus, s-au așezat pe scaun, au zâmbit, s-au uitat în sus, și a plecat. A murit. Zice, se duceau tinerii să uitau la el, zice, Aurel Crucelui, zice, Neaurel, zice, ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Ascultați-mă ce vă spun. În Hristos ai un zâmbet pe buze înainte să mori. Asta face Hristos. Vine moartea și spune zâmbetul pe buze, te uiți și ai plecat. De aceea e important ca moartea să te prindă în Iisus Hristos. Pentru că îți pune un zâmbet pe buze înainte să mori. Când vine Doamna îmbrăcată în negru, ca și Simeon altădată, poți să zici, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, că ce-au văzut ochii mei, sacul cu bani, moștenirea care a lăsat-o, casa, vila, mașina, că au văzut ochii mei ce? Mântuirea ta. Dragilor, nu e de jucat. Viața trece, se scurge și nu se mai repetă niciodată. Înțelege în seara asta și așează-te în Hristos. Pentru că primești o neprihănire care te califică pentru cer și putere să trăiești mâine. Nu-ți fie frică. Dar în Iisus Hristos nu poți intra decât prin credință și prin pocăință. Și în momentul când tu le ai pe astea, nu poate să nu știe nimeni. Trebuie exprimate într-un botez. De aceea și credeu zice, mărturisesc un pentru
Are ceva, are o legătură. Păi dacă n-am fost iertat de păcat, ce botez valabil? Dacă n-am primit putere, ce botez valabil? Pentru ce? Zice, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați... Păi asta nu e o realitate. Nu e o realitate. Pentru că o grămadă de oameni sunt botezați și nu sunt îmbrăcați în Hristos. N-au avut niciodată un moment al credinței și al pocăinței. Eu știu că s-ar putea să vă dea pe spate în gândirea dumneavoastră mesajul, dar nu puteți altfel. Credință, pocăință și mărturisirea lor într-un botez te face să intri în Hristos. Și dacă moartea te prinde în Hristos, ești un om fericit. Ce contează ce zic ceilalți? Ce contează dacă copiii tăi te vor urâ și te vor batjocori pentru că tu ai un zâmbet în fața morții? Cum vreți dumneavoastră? Haideți să ne ridicăm. Poate Ionuț cântă o cântare și o cântăm împreună și în timpul acestei cântări cercetează-ți viața. Înțelege în seara asta că trebuie să te pocăiești, trebuie să crezi și trebuie să mărturisești asta într-un botez ca să intri în Iisus Hristos. Acolo este rezolvare pentru tot trecutul tău, indiferent cât ești de pustiu, așa cum ați auzit la început. Cât ești de păcătos, trebuie să crezi că Iisus te poate ierta. Totu-i să crezi. Și trebuie să recunoști că ești în faliment. Și să mărturisești asta public. Exprimând credința ta și pocăința ta într-un botez. Haideți să cântăm.